Salut! Cum putem obține lămâi în mod simplu și gratuit? Din semințe. Scoatem semințele dintr-o lămâie și le plantăm. Haideți să vedem întreg procedeul. Cum procedăm? Tăiem o lămâie. Scoatem sunguri. Aici. Am obținut 4 singuri. Pe care voi încerca să le jupui pielița protectoare. Pentru că în acest fel semințele vor germina mai repede. Sunt foarte lumicoase. Această pieliță trebuie îndepărtată. Se face o crescătură în vârf cu cuțitul și se trage de pieliță, de această cămașă protectoare. Am reușit. Avem 3 semințe. Îndepărtăm pielițele. Iar semințele le pun direct într-un strat de pământ. Pământ de flori, obișnuit. Le acopăr cu puțin pământ. Hidratez pământul. Așa fel încât sămânțele să rămână acoperite și le acopăr cu o folie, să se creeze astfel efectul de seră. Le verific periodic, o dată la 3-4 zile, le mai pun câte puțin apă și îl las pe balcon timp de 2 luni de zile, timp în care semințele vor. Îi voi tăia această ramură de creștere laterală. Am să-l tai cu cutterul la 1 cm de tot. Și aceasta la fel. Lăstari obținuți, îi curăț de frunze. Acestea din vârf le tai cam la 1 cm. Baza e curățată. A rezultat un lăstar de 10-12 cm, pe care îl mai tai încă o dată într-un unghi de 45 de grade. Și îl învelesc în folie de aluminiu. Învelesc baza.
De ce înveleși baza? Pentru că în întuneric rădăcina se dezvoltă mult mai bine. L-am legat și îl pun într-un borcan cu apă, unde avem apă circa 1 cm, 1 cm jumătate, nu mai mult. Acesta o voi tăia în două. Este lămâi obținut din semințe și de aceea, fiind sălbatic, se văd inclusiv țepii formați. Îi îndepărtez, las o frunză și la fel îl înfășor și pe acesta în folie. Am format butașul, îl pun în apă. Și cel de-al treilea butaș. Îl pun și pe el în borcanul cu apă. Acești butași vor rămâne în balcon, în loc luminos, timp de cel puțin 2 luni de zile. După care le voi desface și voi verifica creșterea rădăcinilor. Până atunci îi lăsăm într-un loc luminos, dar să nu bată soarele direct în ei. Și voi schimba apa cam de 2 ori pe săptămână. Salut! Am revenit la lămâiul din balcon pe care vreau să-l pregătesc pentru altoiere. Cu partea aeriană de la jumătate în sus va fi îndepărtată oricum, ca să nu se pierdă, am să-l fac un marcotaj aerian. Haideți să urmărim procedeul în continuare. Cum procedăm? La distanța de 40 de cm de bază, în zona aceasta, îi voi aplica tăietura pentru marcotajul aerian. De aici va fi și tăiat.
pe o porțiune de 2 cm. Se desface, se taie coaja. De jur împrejur cu un cuțit bine ascuțit. Haideți să vă arăt. Deci voi curăța coaja de jur împrejur. Așa. Hai să vedem. Acum râcă-i bine, bine, până ajung la masa lemnoasă. Îndepărtez astfel toate fibrele din țesutul cambial. Haide să vedem. Se vede. Așa. În continuare, îndepărtăm frumos toate aceste resturi. Iar aici voi pune un recipient cu pământ de flori, astfel încât zona noastră să fie în mijlocul recipientului. Așa. Va fi acoperită foarte bine cu pământ. Strângem bine acest recipient în jurul plantei. Eu am aici un cordon elastic pe care îl voi lega. Ca să asigure stabilitatea pământului în zona noastră de interes. Așa arată recipientul. Iar pe zona de sus, pe aici, voi hidrata pământul la 2-3 zile pentru a-l menține în permanență umed, astfel încât să se favorizeze formarea rădăcinilor.
Acest procedeu va dura timp de minim 45-60 de zile. Abia atunci vom desface recipientul și vom vedea rezultatele. Până atunci, așteptăm ca lămâiul nostru să înrădăcineze prin metoda de marcotaj aerian. Suntem în data de 20 septembrie și am venit să vedem ce se întâmplă cu semințele de lămâi semănate. Din 3 semințe semănate avem deja 2 semințe germinate. Așa că rezultatul este foarte bun. Luați lămâie din magazin, o tăiați, semințele le puneți la încolțit și rezultatele nu întârzie să apară. Am să o las în continuare în balcon. Îi pun această pungă găurită, așa cum se vede, pentru ca aerul să poată pătrunde în interior. Am să mai revin peste câteva zile să vedem progresul. După 28 de zile facem o primă verificare. Să vedem ce s-a întâmplat. Observăm se observă că țesutul a început să caluseze, formând astfel prima parte a țesutului care va forma rădăcini. Din acest țesut calusat vor răsări rădăcinile. Dar mai este nevoie de timp. Mai așteptăm. Ia să-l sucesc puțin. Se observă deja câțiva noduli din care vor răsări rădăcinile. Și aici avem doi noduli din care vor ieși rădăcinile. În concluzie, trebuie să mai așteptăm. Întregul proces va dura cam 2 luni. Pe tulpină deja se observă că a răsărit un nou lăstar. Va fi foarte bun. Noi vom reteza de aici. Țesutul calusat se vede bine. Va forma
rădăcini. Să focalizăm bine. Bun, este bine. Punem la loc cupa noastră cu pământ și mai așteptăm încă cel puțin 30 de zile. Am pus pământ nou și repoziționăm pe zona noastră de interes. Compactăm bine, pentru ca pământul să fie în contact ferm cu tulpina lămâiului. Ca și până acum, tratamentul este același. Voi guda substratul de pământ la interval de 2-3 zile pentru ca acesta să se mențină umed. Pun și această pungă, care are rolul de a menține umiditatea și a reduce evaporarea apei. Gata pentru ziua de astăzi. Voi reveni peste o lună de zile să vedem rezultatele. După același interval de timp, 28 de zile, de la semănare, vedem rezultatele. Semințele de lămâi au germinat și au crescut la o înălțime de aproximativ 4 cm. Sunt bine dezvoltate. Rămân în continuare în balcon, în acest loc, la temperatură constantă de aproximativ 17 grade, la lumină. Pentru încă 30 de zile, când vom reveni din nou la ei, să-i vedem. O să facem o verificare a stadiului de înrădăcinare la lămâi. Ne desfacem legătura
să vedem dacă au început să apară rădăcinile. Facem o spălare. Să ne apropiem. Ia uitați. Uitați ce rădăcini frumoase avem aici. Ce rădăcini frumoase s-au dezvoltat. Pe lămâiul nostru. Foarte frumoase. În doar o lună de zile. Foarte frumos. Am să le mai las încă 2 săptămâni. Punem din nou o altă legătură mai mare cu pământ. Să aibă loc să se dezvolte mai mult. A, uitați ce frumoase sunt. Foarte frumos. Am legat o altă pungă cu pământ, o pungă mai mare, care să ofere mai mult spațiu dezvoltării rădăcinilor. Am să le mai las încă 2 săptămâni, după care voi tăia această plantă. Marcotajul aerian funcționează în cazul lămâiului nostru de față. Revenim peste 2 săptămâni. După 60 de zile de la însămânțare, așa arată plantuțele obținute din sămânța dintr-o lămâie. Au o înălțime de circa 4-5 cm, 2 frunze bine dezvoltate, se dezvoltă bine. Îi voi muta separat în alte vase unde vor avea mai mult spațiu pentru dezvoltarea rădăcinilor. Salut! Astăzi, după 60 de zile de la începerea intervenției noastre asupra lămâiului, am ajuns în faza finală, faza în care vom detașa partea aeriană care a format rădăcini prin metoda de marcotaj aerian, o vom detașa de planta mamă pentru a forma o nouă plantă. Haideți să urmărim întreg procesul. Observăm că lămâiul nostru a format rădăcini. Să apropii camera. Rădăcinile se observă foarte bine prin pungă. Ia să vedem dacă sunt prezente și pe partea cealaltă. Și da, aici, în partea inferioară,
se observă foarte bine cum aceste rădăcini s-au format. Bun. Având în vedere acest fapt, voi pune camera jos și voi reteza de aici, deasupra acestei ramuri, voi reteza planta noastră nou înrădăcinată. Deci, așa cum am explicat, cu o foarfecă bună, retezăm scurt . O punem pe masă să o examinăm mult mai bine. Observăm rădăcinile care s-au format și care au ajuns până la baza pungii. Deci este momentul să o desfacem și să o pregătim pentru un nou vas. Așa. Desfacem încetişor punga în care a fost păstrat pentru un rădăcinat. Încerc să o desfac fără să rup rădăcinile. Uitați cât de lungi sunt rădăcinile. Atenție. Bun, se văd foarte bine rădăcinile. Da? E, și acum le luăm și le punem într-un vas cu pământ. Bun, am pus puiul nostru de lămâi în noul vas. Noul pui înrădăcinat prin metoda de marcotaj aerian din planta mamă. Planta mamă vedem că are ramurile viabile. Acestea o vor hrăni foarte bine în perioada următoare, până la primăvară, când îi voi altoi. Și acesta, puiul, să-i spunem, este foarte bine înrădăcinat, a format rădăcini bune, puternice, dar are prea multe ramuri și va fi destul de greu să le hrănească. De aceea voi tăia aceste ramuri și voi lăsa doar 1, 2, atât. Sunt suficiente. Sunt chiar prea multe. Am să mai tai încă o dată. Atât. Este suficient. Are 6 frunze bine dezvoltate care îl vor hrăni până în primăvară, când
la altoire îl voi tăia de aici, de la 10 cm de la bază. Așa că până atunci rămâne în acest balcon alături de planta mamă din care a fost detașat să se dezvolte și să se liniștească, să-i spunem, să dezvolte rădăcinile. Acesta a fost procedeul nostru de înmulțire a lămâiului prin metoda marcotajului aerian. Până data viitoare, să fiți sănătoși și numai bine!